UTA deschide scorul direct din corner, direct din fază fixă, din nou este o scăpare. O scăpare a defensivei Craiovei din corner. Este al doilea corner pe care l-are UTA în aproape 40 de minute și primul a fost acolo la mingea deviată de Screciu. O prima repriză care, în care până acum ce bine a venit bata. Craiova a fost echipa care a controlat jocul. Se duce după el cineva, cred fundașul stâng al Craiovei, Dong. Ce lovitură, cu piciorul dacă dădea și nu dădea așa tare. E bine, îi vine și mingea foarte bine. Mingea îi vine bine. El ia fața adversarului, centrarea este bună. Centrarea este bună, mingea e trimisă unde trebuie, acolo unde trebuie. Asta înseamnă un corner bine bătut. Și Craiova este condusă. Craiova este condusă și aici pe teren propriu. Nu s-a mai întâmplat de mult să fie condusă, iar ultima dată când a fost condusă, Craiova a pierdut la volum.